Începând de astăzi, Direcția de Asistență Socială Deva a demarat efectuarea plăților la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne și a suplimentului pentru energie. Acest ajutor este cel aferent lunii decembrie, iar devenii care l-au solicitat îl pot ridica și la începutul săptămânii viitoare, în zilele de luni și marți, respectiv 7 și 8 februarie, de la caseria Direcției de Asistență Socială Deva. Începând de astăzi, 4 februarie 2022, începe distribuirea ajutoarelor de încălzire și a suplimentului de încălzire pentru combustibili solizi, aferente lunii decembrie 2021. Îi așteptăm pe cetățenii interesați și în cursul zilei de luni, 7 și marți 8 februarie, pentru ridicarea de la caserie a acestor sume. Pentru ridicarea acestui tip de beneficiu, caseria unității este deschisă luni și marți în intervalele 8:30-11 și 12:30-15. Pentru luna decembrie 2021 au fost puse în plată 72 de cereri de ajutor de încălzire și supliment pentru combustibili solizi. Valoarea totală a ajutorului de încălzire și suplimentul pentru energie cu combustibil solizi se ridică la 11.608 lei, iar plata acestuia se face doar către titularii cererilor în baza actului de identitate în original. Ajutorul pentru încălzirea locuinței se plătește pentru întreg sezonul rece, adică noiembrie 2021-martie 2022, în timp ce suplimentul pentru energie se plătește lunar. Informații suplimentare cu privire la plata ajutorului se pot obține la numărul de telefon 0755 878 599.